Ne vă rog, pentru ce votați dumneavoastră duminică? Duminică voi vota ca bănțidenii să ducă o viață mai bună, ca ei să beneficieze de drumuri mai bune, canalizare, apă curentă, electricitate, asistență medicală și un învățământ de calitate. Voi vota ca toți să ducem o viață mai bună. Mă numesc Băgăcean Mariana, sunt candidată din partea Partidului Democrat Liberal. Duminică votăm pentru continuitate, sunt consilier local de 2 ani de zile, am început niște proiecte, trebuie să le terminăm pentru normalitate, pentru o bună înțelegere, pentru a face din Comuna Bonțida, din localitățile Răscruci, Costa și Tăușeni, niște localități europene, să nu ne fie niciodată rușine când vine cineva și intră în Comuna noastră, să fie totul ok. Mă numesc Mora Terezia Silvia, sunt candidata Partidului Social Democrat și candidez la funcția de primar. Spuneți-ne, vă rog, pentru ce votați duminică? Uh, sunt cel mai tânăr dintre contra candidați. Uh, sunt un om energic, cu credință în Dumnezeu. Vreau să continui ce am început cu domnul Baciu, Fiertat, fostul primar. Fiind viceprimar, am început multe proiecte și aș vrea să le continui, să le duc mai departe și să câștig din ce în ce mai mult încrederea oamenilor. Am, oamenii au încredere în mine, dar vreau să continui să îi ajut, să mă ajute și ei pe mine să putem duce mai departe ce am început. Mă numesc Emil Carhaț, candidez din pe listele partidului PNL și candidez la funcția de primar pentru Comuna Bonțida. Spuneți-ne, vă rog, pentru ce votați duminică? În primul rând vreau să votez pentru a se încheia acest haos din Primăria Bonțida. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în primăria Bunțida este inadmisibil. Să avem doi viceprimari, să avem angajați care de fapt din septembrie nu mai aveau ce căuta, respectiv candidata PDL-ului, doamna Băgăcea Mariana, domnul Cărhaz nu predă cheile, domnul Igrus care este primar interimar. Deci este un haos total în primărie. În primul rând, pentru acest lucru merg la vot. Iar în al doilea rând, fiind și candidat, merg pentru a încheia ceea ce am început eu. A continuat Baciu, eu vreau să termin toate proiectele care le-am început înainte de 2008. Mă numesc Vasile Bodocan, sunt candidat independent pentru primăria Bonțida. Bună ziua, mă numesc Marcel Călătean, sunt candidat independent pentru funcția de primar al primăriei Comunei Bonțida. Pentru ce votez eu? Sau pentru prosperitatea Comunei Bonțida? Pentru... Voi face tot posibilul ca să aduc agenții economici aici, din cauza că sunt foarte mulți sumeri aici. Voi, datorită faptului că în trecut am avut o carieră militară, voi începe să fac un pic de ordine și disciplină aici în sat, voi elimina pe cât posibil furturile, actele de vandalism și tâlhărie și voi încerca să fac tot posibil să facem o comună cât mai prosperă. Așa cum a fost Boncida, cândva a avut un renume Boncida. Acum, în ultimul timp, a decăzut.